cu negocierile pentru împărțirea ministerelor care sunt suspendate, spune UDMR. PSD insistă să amâne premiera guvernamentală. Nu ne este frică și nici nu pasăm răspunderea problemelor societății, spune purtătorul de cuvânt al socialdemocraților. Conform surselor, socialdemocrații ar vrea ca împărțirea funcției să se facă după desemnarea premierului. În schimb, PNL spune că discuții se poartă, doar că nu în ochii publicului. Tranziția rapidă este foarte importantă, fără să mai facem discuții publice pentru a nu bloca administrația, declară șefa Senatului Alina Gorghiu. Publicistul și scriitorul Ion Cristoiu a vorbit despre amânarea rotativei din partea PSD-ului. Aceasta este intoxicare din partea PNL, care partid lovit în plin de mișcarea PSD, acum dă pe surse tot felul de fake news-uri în care, sigur, evident, nu cred, pentru că ce e pe surse? De ce nu sună cei căziarele care dau pe surse această prostie pe Marcel Ciolacu, pe surse? Nu, este o prostie și nu cred că Marcel Ciolacu este atât de neghiob încât să nu-și dea seama că la o asemenea ipoteză este o prostie. Cum adică după? După, întâi trebuie negociat ceea ce au început ei. Deci există două posibilități la ora actuală. Să se continue negocierile, dar nu știu când, după terminarea grevei profesorilor, dar mai ales după ceea ce presa manipulată neglijează, după rezolvarea problemei pensiilor speciale care durează, sau să se întoarcă la protocol.